Mergem acum la Ministerul Justiției. Știm că Comisia de la Veneția recomandă desființarea secției speciale de investigare a infracțiunilor din justiție. Ministrul Justiției, Stelian Ion, face chiar acum declarații de presă cu privire la această temă. Să-l ascultăm. Secția trebuie desființată. Alte chestiuni care au fost ridicate între timp, și anume, este nevoie de garanții suplimentare pentru magistrați. Aceste chestiuni au fost la rândul lor analizate și răspunsul pe care Comisia îl dă este unul foarte clar. Amendamentele introduse în Camera Deputaților, acele așa zise garanții, reprezintă în esență, în realitate, niște imunități care, dimpotrivă, n-ar face decât să arunce o umbră de îndoială asupra actului de justiție, n-ar face decât să creeze dubii cu privire la independența magistraților. Deci, aceste garanții suplimentare sunt criticate în mod foarte clar de Comisia la Veneția și se recomandă eliminarea acestor imunități. A sublinia faptul că în aviz se analizează inclusiv avizul pe care l-a dat CSM-ul pentru desființarea secției și este criticat într-un fel acest aviz, pentru că CSM-ul a confundat, citând o opinie anterioară a Comisiei de la Veneția, a confundat anumite lucruri și a interpretat acel aviz din 2018 ca fiind unul care ar impune anumite garanții, când el, de fapt, viza cu totul altceva. Acel aviz din 2018 al Comisiei de la Veneția recomanda respectarea principiului specializării procurorilor. Spunea atunci avizul că este nevoie de procurori specializați care să fie implicați în aceste activități. Mai departe, este foarte... L-ai auzit pe ministrul Justiției Stelian Ion, care a vorbit tocmai despre recomandările Comisiei de la Veneția, prin care practic dă aviz pozitiv pentru desființarea secției de investigare a infracțiunilor din justiție. A vorbit despre acele amendamente care au fost introduse în legea care în acest moment se află în Parlamentul României, mai exact în Camera Deputaților, și vorbea despre două articole din această lege de desființare a SIJ, care practic ar oferi o superimunitate magistraților, iar Comisia de la Veneția susține că aceste amendamente ar trebui eliminate. Practic aceste garanții pentru magistrați. Rămâne să vedem acum dacă va fi convocată și o sesiune parlamentară extraordinară, tocmai pentru a trece acest act normativ prin Parlamentul României ulterior, pentru a fi trimis la promulgare sau pentru a fi contestat la Curtea Constituțională.